Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu Ghimp. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV. De data aceasta, fotoliul cu Ghimp, emisiunea de promovare electorală. Invitatul din studio de astăzi este nimeni altcineva decât domnul Ilia Cornel Ovidiu, candidat pro-România pentru funcția de primar al comunei Peștișu Mic. Bună ziua, domnule Ilia Cornel și Ovidiu. O să vă spun domnule Cornel, cred că e cel suficient. Mai bine așa, nu? Așa vă cunosc da. Și cei din comuna noastră. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, domnule Simion. Bine v-am găsit. Dați-mi voie să spun bună ziua și celor care o să urmărească această emisiune și să transmit pe această cale salutul meu cetățenilor comunei Peștișu Mic. Cam câți oameni trăiesc în comuna asta? Conform recensământului din 2011, erau 1207, acum am mai crescut cu ceva, ultimele date îmi spun că ar fi circa 1271 de cetățeni, într-o comună cu 9 sate. Am înțeles. Domnule Ilia, este prima oară când candidați pentru funcția de primar al comunei sau ați mai candidat și înainte? Nu, este pentru prima dată, nu am un trecut politic. Nu am fost implicat în probleme de realizare sau de nerealizare a problemelor comunei. Bun. Și acum v-ați hotărât să candidați de la Pro-România. În primul rând, de ce de la Pro-România? Este foarte simplu. Pro-România, pe ansamblu, are un partid, este un partid de oameni tineri, în frunte chiar cu domnul Ponta, care, chiar dacă este un politician vechi, este tânăr. Și cunoscându-l personal mi-am dat seama că este tânăr la suflet și la minte. Cei care candidează pentru Consiliul Județean la fel este o echipă de oameni tineri cu perspective și cu gânduri bune. La fel am încercat și eu la nivelul comunei să coagulez și voi încerca în continuare să coagulez tineret pentru că este foarte simplu. Tinerii sunt viitorul. Și noi, cei cu o anumită vârstă, trebuie să le predăm ștafeta. Încercați să-mi spuneți că nu prea au fost băgați în seamă tinerii până acum în comuna noastră? Aș putea să spun și asta. Pentru că de ani de zile, dacă ne uităm pe liste, nu s-au prea regăsit tineri. Și cred că este normal să se treacă la următoarea etapă. Nu s-au regăsit pentru că n-au fost interesați sau pentru că n-au fost băgați în seamă? Aici aș putea spune că parțial nu au fost interesați și acum sunt tineri care le e frică de politică. Păi pentru că uneori este murdarea și atunci nu vor să se păteze. Dar se poate face și o politică curată, cu mesaje curate, cu mesaje bune, cu gânduri bune. Pentru că nu putem să continuăm la nivelul la care s-a mers până acum. Eu cel puțin sunt pe principiu că o campanie se poate face într-un mod estetic. Cum adică? Adică fără adrese la nivel de persoană. Fără injurii, fără atacuri la familie. Mi se pare execrabil să ataci familia unui candidat, indiferent pentru ce candidează, sau persoana în sine. Păi ce are familia cu politica și cu asta? Exact, asta este. Mi se pare mare prostioară, dar mă rog. Da. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Ilia? De unde, ce ați făcut înainte de asta? Care e meseria dumneavoastră? Să le spunem oamenilor, ca să vă și cunoască. Sunt născut și crescut în comuna Peștișu Mic, în Josani. Acolo mi-am petrecut copilăria. A fost o copilărie frumoasă în care pur și simplu joaca în aer liber ne-a acaparat timpul. Nu aveam ceea ce avem acum și atunci cred eu că a fost mult mai bine așa, pe de-o parte. Am făcut primii ani de școală în Josani, după care gimnaziul la Peștișu Mare, clasele 5-8 la Peștișu Mare, și liceul industrial numărul 1 din Hunedoara, unde am absolvit ca electrician. După ce am terminat liceul, am lucrat puțin în combinatul siderurgic Hunedoara, după care am intrat la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București,
unde am absolvit fiind calificat în științe juridice. Și stați așa, deci sunteți absolvent de Academia Ioan Cuza din București? Ați fost ofițer? Am fost ofițer de poliție, am activat până în 2016, am fost foarte bucuros în 1990 când am intrat pe porțile poliției din municipiul Deva, acolo am început cariera, am continuat la Inspectoratul Județean, după care am fost câțiva ani la Hunedoara și mi-am terminat cariera în județul Bistrița-Năsăud, unde am plecat din motive personale. A, deci v-ați dat demisia, n-ați ieșit la pensie? Nu, am ieșit la pensie, dar am plecat la un moment dat din Hunedoara în județul Bistrița-Năsăud din motive personale. Astea sunt motivele noastre, nu au nicio legătură cu campania electorală. Mă gândesc că nu sunt motive care pot fi atacabile. Nu, absolut deloc. Am ieșit la pensie, să știți că dorm liniștit. Nu sunt umbre care să mă urmărească. Nu aveți scheleți în dulap. N-am scheleți în dulap, nu sunt pisici în sertar. Nu e nicio problemă. Bun. Și v-ați gândit dumneavoastră să candidați pentru funcția de primar al comunei Peștișul Mic? Da. Zic bine. Câte sate are comuna asta? Comuna are 9 sate. Ia să le știe candidatul la primărie. Da, bineînțeles. Începem cu capitala de comună, Peștișul Mic, Josani, Valea Nandrului, Nandru, sunt pe o vale. Așa. Pe urmă avem peste deal, într-o parte Almașul Mic, într-altă parte Mânărău, care este și cel mai mare sat. Și mai avem 3 sate de munte, Cutinciul, Păs și Dumbrava, 3 sate într-o zonă mirifică. Întreaga comună este frumoasă. Da, e și accesibilă? Că, de exemplu, satele... acum când vorbiți, eu stau și mă gândesc, bă, mă duc la Peștișul Mic. Dar cât de ușor să fie să intri cu mașina spre... Da, până la Nandru e relativ ușor. Există covor asfaltic, nu e în condițiile cele mai bune, dar există, să zicem că se poate. Drumul județean astea, mă gândesc. E drumul județean, da. Așa. Da. La Mânărău și la Mânărău este drum comunal. În satele de munte continuă drumul județean, dar este extraordinar de greu. O mașină, un turism, ți-l rupi. Dacă tot mergi și tot vii, ți-l rupi. Că e, drumul se întreține din când în când, se aduce, se bagă piatră, vine apa, îl spală. Acolo nu este asfaltat. E drumul ăsta pietruit cu tot. Nu este. Și oamenii chiar sunt foarte nemulțumiți. Recent am fost în zonă, sunt nemulțumiți. Deci prima lor dorință este să li se asfalteze drumul. Și mi se pare o chestie de bun simț, o treabă logică. De atâția ani nu s-a ajuns cu asfaltul până acolo. Din vari motive, nu știu de ce, dar trebuie să se facă un efort. Da, asta cred că ține de Consiliul Județean, dacă nu... Ține de Consiliul Județean, dar ține și de, să zic așa, dezbaterea edililor comunei. Trebuie să mergi, să ceri. Intri pe ușă, te dă afară, intri înapoi pe geam. Așa văd eu lucrurile. Deci trebuie să încerci. Sau mai sunt și alte posibilități. Băi, dați-mi mie drumul ăla. Partea aia de drum. Județule. Dă-mi-l mie și să încerc eu să-l fac. Au fost perioade în care se puteau atrage fonduri. Eu zic, atunci s-a pierdut foarte mult. Se puteau face drumuri pe fonduri europene. Da, au fost astfel de perioade. Ce v-ați propus dumneavoastră să faceți în cazul în care ați câștigat alegerile în comuna Peștișul Mic? Ce le propuneți oamenilor de acolo ca și program electoral? Văd că aveți un pliant cu dumneavoastră. Da. Și ați scris câte ceva acolo. Acum, nu arătăm pliantul la televizor, că nu are nicio importanță. Vă rog să-mi spuneți ce v-ați propus dumneavoastră. Eu am concentrat în acest pliant principalele proiecte. Sunt destule. Sunt realizabile, cu greutate și cu efort se pot realiza, și aș începe cu cele de bun simț. Apă curentă, canalizare. Toată lumea, sau cei mai mulți cetățeni ai comunei, au condiții minime de confort. Ceea ce înseamnă o baie, da, vă rog, vă ascult. Așa. Și stăm să ne gândim ce se întâmplă cu produsele rezultate în urma
în urma curățeniei. Da, ce înainte de asta spuneați de apă, canalizare, da. Da? Până la curățenie. Dar ce, n-aveți apă și canalizare deloc în comună? Nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem semnal la telefon, este foarte prost la telefonia mobilă, nu avem gaz și vreau să subliniez faptul că pe teritoriul comunei noastre se află un punct de distribuție a gazului, unde sunt convins că ne putem lega dacă în 2020 n-aveți apă și canal la Peștișul Mic? Nu avem nimic. Păi de ce n-aveți? Trebuie bine, să întrebăm. Eu vă întreb retoric pe dumneavoastră. Da. Trebuie să întrebăm pe cei care au fost. Părerea mea este că a fost lipsă de interes. Deci nu se poate din tot noianul ăsta de facilități care ar fi trebuit să le avem, să nu se facă ceva. Mă, am făcut un lucru. Am adus gaz în sat. Am tras o țeavă de apă și au oamenii apă. E un sistem de canalizare ca să nu mai dea oamenii dejecțiile pe unde le dau? În râu? Râu Petac? În grădini și așa mai departe. Asta oricum cred că e un lucru în regulă. Nu e în regulă. Bineînțeles că nu e în regulă. Și oamenii nu au fose și chestii de genul ăsta? Sunt fose. Fose și fose. Am înțeles. Adică e o situație mai ciudată acolo. E o situație ciudată. E o situație ciudată și... Oamenii... îmi cer scuze că insist pe subiectul ăsta și că par așa surprins, dar la câțiva kilometri de municipiul Hunedoara nu există canalizare? Adică oamenii aia cum fac baie acolo? Cum se spală? Cum... Unde... Unde se duc? V-am spus, majoritatea oamenilor au asigurate condiții și au făcut cu eforturile proprii baie, bucătărie, tot ce ține de un confort păi bun, al secolului 21. Unde se scurge? În fosă, fose unde? Și din fose... Numai și fosa asta trebuie făcută la anumite standarde. Exact. Nu mai poți cu din aia cu infiltrare în pământ și cu zborii. Cred că e destul de neplăcut. Sigur că da. E foarte neplăcut. Și dumneavoastră știți că vă propuneți introducerea apei și a canalului în comună. Eu zic că ăsta este poate primul punct care trebuie realizat. Da. Bun. Gazul. Nici gaz nu aveți? Nici gaz nu aveam. La câțiva kilometri de municipiul Hunedoara? La câțiva kilometri de municipiul Hunedoara. A fost o tentativă în perioada 1996-2000, când oamenii au plătit niște bani, au început să se monteze țevi și la un moment dat a rămas așa. Dar către cine au plătit banii aia atunci? O firmă. A. Chiar n-aș putea să vă spun numele firmei. Da, o firmă. Nu știu de ce nu s-a realizat, aia poate ne spune primarul de atunci. Și ulterior li s-au restituit parțial oamenilor banii care i-au investit. A fost și la noastră, că nu e singura comună în care s-a mai găsit câte unul să adună niște bani pentru gaz și după aia banii la unii s-au mai întors înapoi, la alții s-au dus pe apa sâmbătă, îi prinde orbul, scoate ochii. Dar asta era imediat după 1990, așa da. Cum spuneți și asta a fost la noi, în perioada 96-2000. Și credeți că vă doriți introducerea gazului metan în cazul în care ajungeți prima? Oamenii trebuie să mai aibă o opțiune. Deja și lemnul a devenit foarte scump. Și... gazul este o soluție foarte bună. Acum, eu sunt și în sufletul meu și ecologist. Nu trebuie să ne batem joc de natură. Natura este cea care ne ține, cea care ne dă aer. Noi suntem cei care putem să o ajutăm sau putem să o nenorocim și atunci consecințele vor veni, că se vede. Deci de asta zic că opțiunea gazului este foarte, foarte importantă. Da, așa este. Pentru că implică, cel puțin din punctul meu de vedere, mult mai puțin deranj, nu se mai face mizerie, lemne tăiate, sparte, crepate și așa mai departe. Se termină butelia. Oamenii cum gătesc? Cu butelia, cu butelia. Nu? Cu butelia.
și există probabil pe prin sate centru din ăsta de schimbare de butelii, nu? Sunt și centre mici de schimbare de butelii sau oamenii se duc la Hunedoara, acum vine majoritatea au mașini. Nu vine mașina. Nu? Se duc la stațiile de carburant și își iau de acolo. Da, am înțeles. Și în Josan chiar avem vreo două familii care distribuie butelii. Deci opțiunea în sensul ăsta este la latitudinea fiecărui cetățean. Ce vă mai propuneți pentru Comuna Peștiș? Peștișul mic. Mai avem nevoie, din punctul meu de vedere, să introducem această comună frumoasă în circuitul turistic. Ce înseamnă asta? Înseamnă să redescoperim, să scoatem la vedere anumite lucruri pe care le are comuna. Păi și ce are? Are 7 peșteri. Ia uite, nu știu să vorbim despre ele, eu nu știu. Da, da. Începând de la Nandru până la Dumbrava, are o salbă de 7 peșteri. Chiar am avut o discuție cu o persoană care se ocupă de probleme de acest gen, n-aș vrea să-i dezvălui numele, care mi-a și oferit un proiect și zic eu că ar trebui pus în valoare. De asemenea, avem Valea Roatii, care este o zonă foarte frumoasă. Cu mulți ani în urmă, noi acolo ne distram. Ieșeam, jucam fotbal, făceam un mic foc, prăjeam slănină, că nu erau atâtea grătare ca acum. Da. Și nici atât de multă carne mai ales. Nici atât de multe carne, da. Și mi-amintesc că toată zona aia de la Cantonul Silvic în sus era plină de oameni. Și în jos. Ei, acum avem un schit acolo, care e o atracție turistică, este extraordinar. Dar se pot face puțin mai în amonte niște amenajări, să vină omul și contra unei sume modice care poate să devină venit la primărie, să se recreeze. Da, vă gândiți la o chestie de genul camping? Exact. Zona de relaxare. Zona de relaxare, sigur că da. Cu mici amenajamente în care omul să nici să nu mai facă eforturi foarte mari să-și aducă de acasă nu știu ce ustensile și așa mai departe. Să găsească acolo totul, dar la noi asta este. Trebuie să omul când iasă la iarbă verde trebuie să aibă niște mici sau niște grătare că să ducă să vină el să vină cu materia primă. Să vină numai cu materia primă. Am înțeles. Da. Dar aveți terenuri pe care puteți realiza lucrul ăsta? Adică sunt terenuri care să fie ale primăriei? Sunt terenuri, da, care sunt ale primăriei, trebuie identificate, trebuie văzut și ale proprietarilor, că poate sunt și proprietari de acord cu chestiunea asta. Asta e o chestiune care se poate discuta. Dar v-ați gândit așa unde să fie amplasate astea? Unde ar putea fi amplasate? Da, avem o zonă, v-am spus, în amonte de Cantonul Silvic, și mai avem o zonă imediat la ieșirea din Nandru, unde e amenajat în mod empiric un teren de fotbal pentru copii. Acolo s-ar putea face un spațiu de joacă, de sport, mult mai complex. Păi, dar nu aveți și noastră în comună un teren sintetic de fotbal, o bază, nu, o chestie? Nu, nu. Dar ce aveți, domnule, în comună? Mă scuzați că vă iau dorințe. Așa. Avem dorințe. Bun, și până în 2020 ce ați avut? Asta este situația. Trist, dar adevărat. Câți lucrează în primărie? Mulți? Nu sunt mulți, dar nici puțini. În jur de vreo 15, cred că sunt. Și ce fac oamenii aia toată ziua? Nu știu, trebuie să mergem să-i întrebăm. Dar da. Trebuie să-l întrebăm pe primar. Acum, primarul... Păi aia, cămină culturală aveți? Da. Ce s-a realizat în anii ăștia, s-a făcut un cămin cultural la Peștișul Mic, cel vechi a fost demolat, că a fost într-o stare de degradare. Iar este orii, probabil. Da, și s-a făcut unul nou și s-a reabilitat căminul de la Nandru. Astea sunt lucruri care se văd, pot fi constatate. De asemenea, s-a mai făcut un spațiu de joacă la Nandru și o tentativă de spațiu de joacă la Josani. Așa. Pentru că arată jalnic acel spațiu de joacă. Ei, dar dacă mergem la Mânereu să vedem căminul cultural de acolo, plângi lângă el. De ce?
e în stare de degradare și nu s-a mai ocupat nimeni de el. Adică ce n-are? N-are geamuri, n-are uși, ce n-are? Are geamuri, dar sunt căzuți pereții. Deci trebuie refăcut. Îi trebuie dată culoare, îi trebuie dat aspect. Trebuie să arate ca un cămin într-un sat cu oameni ok, care își doresc să aibă lucruri frumoase. Și apropo, vă rog, tot acolo în curtea căminului de la Mânerău, undeva la pe un promontoriu, la înălțime, s-a făcut un așa zis teren de sport. Pe cum la înălțime? O fi și în pantă? E în pantă. Nu, terenul este drept, dar e închipuiți-vă, nu știu dacă ați fost vreodată la Mânerău. N-am fost niciodată, dar e amuzant ce îmi spuneți acum. E curtea căminului, da? E căminul, se intră pe lângă cămin și urci niște scări așa pe un platou unde e un teren, așa zis, teren de fotbal, de handbal, de Dumnezeu știe de ce o fi. Da, deci dimensiuni așa, din astea, după dimensiuni din astea, după ochi, făcute după ureche, dar chestiunea care este, acolo se duc copii și mici și mari, dar nu se duc, ar trebui să meargă. Nu se duc, deci nu ce face acolo. Nu, ce face. Nu. Și pot să se accidenteze, pentru că urci pe niște scări, copiii aleargă. Deci există un risc foarte mare de accidentare acolo. Ăla e făcut numai așa ca să zicem că am făcut ceva. Dar da, la când a fost făcut terenul? Cu câțiva ani în urmă. Și ziceți că nu îl folosește nimeni? Nu. Da. Și, da, spuneți-mi totuși, că mi-a stănit curiozitatea, căminul cultural de la Peștișul Mic ăsta, care a fost reabilitat, cum ziceți dumneavoastră, se întâmplă ceva în el? În afară de parastase, pomeni și... Nu. Sau nici din asta nu se întâmplă? Nu, ba da. Ba da. Deci se fac parastase, se fac pomeni, cine dorește să le facă, să le țină acolo. Ultima activitate care s-a ținut a fost întrunirea Consiliului Local. În căminul Caltara. Da, de ce? În primărie? Nu se poate? Probabil pentru distanțare. A, distanțarea socială. Pentru distanțare, da. Trebuia să meargă pe terenul ăla de fotbal care l-au construit la... Era mai bine. La Mânerău. Atunci, la Mânerău, da. Așa. Da, da. Urcau, făceau și sport, domnii consilieri. Bun, da. Ce vă mai propuneți noastră pentru comuna, domnul Ilie? O chestiune care, zic eu, iară ține de bunul simț. Trebuie să ajutăm toți cetățenii comunei care doresc să facă proiecte. Să-i ajutăm în sensul începând cu un sfat și terminând cu orice alt ajutor care l-ar putea determina să facă proiecte. Pentru că, din punctul meu de vedere, dezvoltarea individuală sau familială duce ulterior pe ansamblu la dezvoltarea întregii comune. Nu trebuie puse bețe în roate. Dacă cineva vrea să facă ceva, ajută-l să facă. De asemenea, eu văd că pot fi atrași investitori, pentru că suntem la 15 km de Deva, suntem la Josan, eu zic, 10 km de Hunedoara, Peștișul Mic e mai aproape. Putem să atragem investitori. E o clădire la intrarea în Peștișul Mic, făcută pe vremea, deci înainte de 1990, rămasă în roșu, care se degradează pentru că nu s-a rezolvat situația ei de posesie. Păi și acu' e? Ei au vreo 3 firme care au construit-o, dar din 1990 până astăzi nu s-a rezolvat. Acolo aia a fost făcută pentru a se muta primăria în ea. Este ok, sunt spații, sunt birouri. Nu e a primăriei pentru că din 1990 a rămas, figurează în posesia celor 3 firme care se judecă, ce știu eu ce mai... Păi alea 3 firme pe terenul cu ei au construit acolo. Păi pe terenul comunei. Păi și a existat o comandă, ceva, o licitație pentru cu primăria, cu aia, cineva, mă gândesc că n-au făcut-o de capul lor, cineva a plătit lucrarea, n-a plătit-o. A fost făcută, v-am spus, înainte de 1990. A, deci pe vremea lui Împușcatu. Pe vremea lui Neanicu. Așa. Da. Și atunci situația juridică a clădirii acelea e... Este incertă. Asta trebuia să se rezolve, să se bată moneda pe chestiunea asta, să se rezolve primăria... Păi ce încercă, domnul, că s-a 30 de ani de atunci, nici până acum n-au fost în stare. Nu, nu. Și păcat. Acolo pot fi făcute, ori să mus primăria acolo, că, de exemplu, la ultimele inundații,
primăria a fost făcută vraiște, adică s-au pierdut documente, acum este igrasie. A intrat apă în primărie? A intrat apă în primărie, că este chiar la malul petacului. La cine eu pot să o pună pe marginea apei? Asta e ca și aia, cu vine casă, vine valul și-mi ia calul, dar calul stă pe marginea apei tot timpul. Exact. Știi? Așa a fost concepută de pe vremea lui Răpăsatu. Dar se putea veni din coace, în condiții mai bune. Sau poți să asiguri niște spații pentru firme, pentru întreprinzători, de birouri, deci orice să faci, să aduci un venit pentru această comună. Am înțeles. Altceva, ce v-ați mai propus, dacă puteți să-mi spuneți? Revin la, că am menționat aici și pe fluturaș, realizarea unei baze sportive polivalente. Cineva se întreabă ce înseamnă asta, măi, polivalente? Păi da, uite, vă întreb ce înseamnă. Un teren de sport, eu nu zic de fotbal, nu zic de handbal, un teren de sport în care poți să desfășori ce activități sportive dorești. Ce fel de teren? E asta sintetic sau cum? Un teren pe sintetic, plus pot fi aduse niște aparate. Amenajat și cu altfel de aparate, să joci handbal dacă vrei, să joci fotbal, să joci basket, să aparate în care să-ți tonifiezi musculatura și așa mai departe. Sunt multe chestiuni care se pot face. Da, sunt tineri pe acolo, prin comună. Sunt tineri. Are cine să-l folosească? Sunt. Am înțeles. Sunt tineri și o parte sunt plecați, că aici este dureros. Trebuie făcut ceva să vină tineri acasă. Păi nu vin, domnul Ilia, dacă acolo n-ați, până acum administrația publică locală n-a băgat nici apă, nici canal, ce să facă să se... Era să spun o prostie, să ducă în fundul curții? Sperăm că viitorul va fi bun cu noi și vor veni oamenii acasă și se va face ceva. Trebuie să se facă, nu se mai poate. Vă rog, ce v-ați mai propus pentru Comuna Peștiș? Am înțeles, o bază sportivă, foarte interesant. De asemenea... Și au fost foarte multe proiecte pe CNI cu bazele sportive, cu terenurile sportive, nu... Mă mir. Asta se putea rezolva, că sunt spații, este spațiu. Are dar nu e vorba de rezolvat, e vorba de scris proiect, cineva trebuie să scrie proiect. Asta este. Deci cea mai mare pierdere care am avut-o, sublinez încă o dată chestiunea asta, este sunt acei ani pierduți în care se făceau proiecte și nu s-au făcut. Ei, mai sunt și de acum înainte, dar cum, la noastră în comună nu e niciun proiect european implementat măcar? Nu cunosc să fie. N-a fost nicio lucrare. Așa, mai dădai, Doamne, n-ați văzut nicio tablă din aia, eu tablele zic. Nu. Cu proiect european, nu știu ce, măsura atât, implementat pe... Nu. Nu există așa ceva, domnule, eu fac cruce și cu dreapta și cu stânga, deci jur. Nu este. Ce primar aveți acolo, la ce partid? Actualmente este primar PSD, dar până în 2018, nu, până anul trecut. A fost primar PNL. Deci a fost de la PNL? A fost la PNL, da. Și nu că a trecut la PSD, dar a afirmat la un moment dat în presă că divorțează de PNL și el susține PSD-ul. Aia știu povestea aia, dar eu îl dădeam din partid afară în momentul ăla, dar asta e altă poveste. Și acum candidează de la PSD? Acum candidează din partea Partidului Social Democrat. Aha, și tot dumneavoastră a fost primar și înainte de ăștia 4 ani care au trecut? 3 mandate. Păi și de ce l-a ales lumea? Și eu mă întreb. Și aș vrea să-i întreb. Și o să-i întreb pe oameni când... Dacă ziceți că n-a făcut nimic. O să-i întreb pe oameni în campanie. Dom'le, de ce ați votat în sensul ăsta? Eu zic oare să nu-i întrebați, că poate vă atrageți antipatia, știți? Mi-asum orice risc. Într-o campanie electorală îți atragi antipatii, poate mai puține simpatii, dar lucrurile trebuie spuse pe nume. Eu zic că pe nume să spuneți proiectelor, domnul Ilia, da, că așa poți să câștigi și voturi și să-i câștigi și pe oameni. E drept că atunci când ții oamenii fără apă, fără canal, fără nimic, îi ții așa în prostie, în mizerie, omul nu știe, nu vede. E ușor de manipulat când e ținut. Din păcate. Vă rog. M-am gândit la înființarea unui cabinet veterinar. Foarte pentru interesant. Cetățenii. Aveți care crescători de animale? Avem crescători de animale, da. Ama, cu ceva ani în urmă erau foarte mulți deținători de animale. Puterea
celor părinților noștri și a bunicilor s-a cam dus și interesul a scăzut în sensul ăsta, dar sunt crescători de animale la nivel de anumite familii. Sunt și asociații. Sunt și asociații, da. Și oamenii, ce animale cresc oamenii pe acolo? Vite, oi. Vite și oi. Vite, oi. Plus, fiecare are în curte căini, păsări, în general. M-am gândit la acest cabinet veterinar pentru că oamenii trebuie să meargă tocmai la vețel pentru a-și rezolva probleme. Acolo este medicul veterinar care ne deservește pe noi. Deci, acum, inscripția veterinară e la vețel? Da. Da. Vă dați seama, păi ești la Hunedoara, vii, treci, Da, da, da. De ce nu o circumscripție veterinară de la Hunedoara? De ce de la vețel? Nu știu cum s-a gândit această problemă, ce... Nu-mi dau seama. Dar gândește tot primăria, în colaborare cu nu știu așa cine. Așa ar trebui. Eu ce vreau să vă zic? M-am gândit la acest aspect și vreau să le transmit oamenilor pe această cale că avem și medic veterinar. Chiar în echipa noastră, a Pro-României, avem un tânăr care tocmai a terminat Facultatea de Medicină Veterinară la Timișoara și tânărul este dornic să se apuce de muncă. Eu. Dar trebuie să-i creăm condiții. Deci ar fi dispus... Da, bineînțeles. Cine face parte din echipa noastră de consilieri? Puteți să-mi spuneți câte ceva despre ei? Da. Pe mine m-am prezentat, deci n-are să mai spun nimic, că avem pe tătarul George Cătălin. Cine e, domnule? Cel de care am povestit, care a terminat medicina veterinară. E un tânăr frumos, ambițios, se trage dintr-o familie cu oameni harnici, chiar foarte harnici, și, precum am mai zis, este dispus să se apuce de treabă dacă oferim ocazia. Îl mai avem pe listă pe Danila Adrian Tăiță, tot așa un tânăr frumos, ambițios, care dorește binele acestei comune, care s-a implicat în această campanie tocmai pentru a încerca să ajute la schimbare. Cu ce se ocupă, domnul? Lucrează la Spitalul Municipal Hunedoara și acasă, în particular, face agricultură. Da, am înțeles. Da. Mai avem pe domnul Costa Valentin, un om deosebit, este din satul Dumbrava, un foarte bun meseriaș și un om cu gânduri foarte bune. Noi de când am intrat eu în politică, am mers împreună, l-am descoperit eu că el este mai vechi în politică decât mine și chiar îi mulțumesc că mi-a rămas alături pentru că este un om de nădejde. Okay. Mai avem pe domnul Negri Florin de la Almașul Mic. Domnul este mutat de câțiva ani în Almașul Mic. Primul contact al meu cu dumnealui a fost înainte de a începe această campanie și și-a manifestat și dumnealui nemulțumiri apropo de ceea ce am discutat mai înainte, de nerealizările. Așa. Și mai avem pe doamna Crișan Maria, o femeie din Nandru, o femeie bună gospodină. Deci ați pus și o femeie pe lista de consilieri. Da. Foarte bine. Trebuie să pui și femei. Păi nu. Bărbatul e capul, dar femeia e gâtul, nu? Bineînțeles. Așa. Ia, dați-mi un pic futurașul ăla al noastră să mă uit și eu pe el, că poate sunt lucruri pe care aș vrea să vă întreb și... de asta e emisiunea de promovare electorală. Scrieți aici pe el că vă doriți realizarea unui par de panouri voltaice pentru reducerea cheltuielilor cu energie electrică. Da, ce da. Este asta? E un proiect greu să zic așa, dar nu e de nerealizat. Așa. Pentru că trebuie căutat un întreprinzător care să dorească să facă acest lucru și absolut pe fonduri. Păi bun, pentru asta trebuie să-i puneți dumneavoastră teren la dispoziție. Este. Este teren? Da, chiar avem... conform gândirii mele, avem o zonă între Peștișul Mic la ieșirea și Peștișul Mare la ieșirea spre Hunedoara, un deal unde este o pășune, dar... Dacă vreți să o puneți pe pășune, vă spun din start că nu aveți voie. Nu veți putea pășunea, nu puteți să-i schimbați destinația dacă e catalogată ca și pășune.
cred că este catalogată ca și pășune, dar... Deci, în niciun caz. La pășune nu puteți să-i schimbați destinația, ea rămâne pășune. Ever, forever. E o lege destul de strictă. Da. Poate găsiți altă locație. Da. Dar nu, se poate găsi altă locație. Deci există, se că poate. La cât sigur. E de întinsă comuna... Da, are, cât are? 5.127 de hectare. Iată. E destul de întinsă. Nu avem populație așa mare, dar ca întindere suntem ok. Vă doriți dumneavoastră aici, scrieți în pliantul ăsta și reînființarea transportului în comun. Ce înseamnă asta? În afară de firma Drexelmeier de la Hunedoara, care își transportă muncitorii, nu avem transport în comun. Aia este pentru muncitorii proprii. A fost o firmă care a făcut transport de persoane, Comuna Peștișul Mic Hunedoara, dar nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, pentru că mașinile au fost scoase. Probabil motivația firmei a fost că nu este rentabil, dar sunt multe rute nerentabile în județul Hunedoara, dar când se fac repartizările, la o firmă îi dai și rută rentabilă și o rută mai nerentabilă. Mi se pare de bun simț chestia asta. Adică trebuie acoperite toate zonele. Păi bun, nerentabil ce înseamnă? Că nu circulă oamenii sau ce? Nerentabil că nu circulă foarte mulți oameni. Acum oamenii s-au învățat să se descurce cum pot. Și cum se descurcă? Au mașini? Au mașini, da, se duc cu mașinile proprii. Unii pleacă pe jos și întâlnește o mașină și își face milă și duce. Păi bun, și bătrânii, că mă gândesc că aveți și persoane vârstă, ăștia nu mai circulă. Și bătrânii tot așa se descurcă. Sunt tinerii, copiii, nepoții care îi duc cu mașinile. Și atunci noastră vă gândiți la un transport în comun, licitarea unui traseu? Licitarea traseului comunei noastre, când se fac marile licitații, să fie introdusă și comuna noastră, sigur. Păi și dacă nu se prezintă nimeni la licitație, ce face? Sau nu vrea nimeni să ia traseul respectiv? Da. Nu știu. Faceți un transport la primărie, înfiltrați o asociație la da, primărie. Da, e o soluție și asta. Și asta e. E o soluție și asta, și asta înseamnă un loc de muncă. Da. Pe lângă faptul că se facilitează oamenilor transportul. Ziceți dumneavoastră că vreți să asigurați servicii prompte și eficiente de către funcționarii primăriei. Ce vrea să fie asta? Domnul Simeon, au fost momente la primăria Comunei Peștișul Mic când oamenii au fost împărțiți în două tabere. Ăia ne-au votat, ăia nu ne-au votat. E, na. Da. Păi cum să faci așa ceva? Știu din sursă sigură. Vă dau un singur exemplu. Când au fost inundațiile... Asta a fost acolo de curând. În 2013. A, inundațiile celelalte. Da, celelalte, alea... Așa? Mari. La un moment dat s-a afirmat de către conducerea primăriei că la ăia nu le dă apă, că n-au votat cu noi. Cum să le dă apă? De vădere, dumneavoastră, vă dați seama ce spuneți? Aveți dovezi? Adică afirmația vă aparține? E răspunderea afirmația mi-aparține, nu am fost eu acolo, oamenii mi-au spus. A, deci v-au spus oamenii da, că... Da, 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 da. Și credeți că poate să existe așa ceva? Există. Adică există. Nu-ți dau apă, că, dar de unde știe cine cu cine a votat? Ei, uite că unii știu. Vor fi Nostradamus și... Probabil. Să uită în globul de cristal probabil. La miezul nopții. Ce fac? De unde? Probabil. Păi unii singur în cabina de vot. Unii singur în cabina de vot. Dacă aș vota, de exemplu, în Peștișul Mare, domnule, nu te votez. Dar când mă duc în cabină, pun ștampila pe matale. Da. Știți ce se întâmplă? Sunt persoane în comună care se știe că ăia sunt PSD din totdeauna, ăia sunt PNL din totdeauna. Așa. Sau alte partide, dar în special ăștia sunt cei doi poli mai puternici. Uh-huh. Și ca atare așa se cataloguează. PSD-ul oamenii. Și PNL-ul. PSD-ul și PNL-ul. Păi bun, și servicii prompte și eficiente de către funcționarii primăriei. Asta se mai întâmplă și acum, ziceți dumneavoastră? Acum am campanie și pre-campanie. Toată lumea e drăguță. Toată lumea e drăguță. Nu, să vorbim la modul serios, funcționarul de la primărie, începând cu primarul și terminând cu oricare alt angajat de acolo, trebuie să fie eficient, trebuie să servească cetățeanul repede,
și bine. De la sfat până la înmânarea de documente pe care, de care au nevoie cetățenii. Deci acum nu trebuie ținut pe la uși. Cât de mult știu oamenii că primarul e pus acolo în slujba cetățeanului, nu e pus să meargă pe strada din sat să-l salută lumea cu să trăiți, domn primar, zici că el e Mafalda sau Ayatollahul nu știu care. Exact. Primarul e pus în slujba cetățeanului și plătit de către cetățean. La fel și funcționarul public sau personalul contractual din primărie, iar oamenii dacă se duc să ceară o adeverință sau ceva, e, mă rog, dreptul lor de a cere adeverința aia, că așa e legea la noi. Primarul este, ar trebui să fie primul umil servitor al comunității. Nu trebuie să fie umil, dar trebuie să servească comunitatea. Eu zic că e bine, cu umilință. Adică dacă ai umilință în fața oamenilor, înseamnă că ai suflet pe lasă-o încolo, mă, chiar umil. Nu umilirea de care... Nu-mi place cuvântul ăsta okay. Cu umil. Că nu, trebuie să fie primul servitor. Mai e un cântec cu suntem săraci plini de nevoi și așa, mai lasați-mă numai cu umilința și cu astea. Primarul trebuie să-și facă treaba, punct. Bineînțeles. Nu trebuie să fie el, Ayatollahul, cum l-o chema. Îmbunătățirea rețelei de telefonie mobilă prin amplasarea unui releu. Interesant asta, dar da. Trebuie să găsiți negocieri cu firmele de telefonie mobilă. Corect. Și instalarea de relee. De ce? Nu aveți semnal acolo? Nu. Fuge semnalul? Fuge semnalul. Stau în colțul casei, am un loc acolo unde prind ceva Vodafone, probabil nu-i voie să pronunț, prind ceva, mi-a scăpat. De pe o rețea și puțin mai puțin de pe altă rețea. Așa. Păi și oamenii cum vorbesc? Nu există nici rețeaua de telefonie fixă? Avem fix. Fix deci există telefonie fixă. Fix este, da. În toate satele sau? În toate satele. Și atunci așa este și internetul, tot de la rețeaua de telefonie fixă? Avem, da, internetul și televiziunea. E, se uită lumea pe... Sunt la pachet. Se uită. Se uită care ce interesează. Am înțeles. Acum, din păcate, nu prindem emisiunile astea locale. Nu știu ce înseamnă locală noastră, dar dacă nu aveți rețea de cablu, probabil că nu ne prindeți nici pe noi. Nu. Bun. Îmbunătățirea sistemului educațional. Ce înseamnă asta? Aș începe cu o mică istorioară. Anii trecuți m-am zbătut foarte mult să se deschidă o grădiniță la Josani, care în final s-a deschis, dar cu mare greutate. Am fost acuzat la vremea respectivă de conducerea primăriei că le-am dat de lucru și că nu știu ce mi-o trebuie mie grădiniță, că eu nu mai am copii mici. Dar în Josani sunt foarte mulți copii mici și a fost benefică deschiderea acestei grădinițe. Care deservea Josaniu, Valea Nandrului, Nandru și Peștișul, care vreau să vină cu copii acolo. Mai e o problemă la Mânerău. S-ar impune deschiderea unei școli acolo. Pentru că pentru ei este cam peste mână să vină în Valea Nandrului. Singura școală care este deschisă se află în Valea Nandrului. Este un învățător foarte bun. Și la Josani am avut un educator foarte bun care făcea naveta de la Elia, dar astea au adus un beneficiu în educația copiilor. Am înțeles. Repunerea în valoare a tradițiilor, în special a celor din satele care fac parte din Ținutul Pădureanilor. Da. Mi-aduc aminte cu mare drag în anii tineții se făceau nedei. Fiecare sat avea într-o anumită zi din an sărbătoarea satului și se manifestau prin organizarea unei nedei. La noi, la Josani, era în ziua de Rusalii. Era foarte frumos. Se trăgeau, veneau vizită, tinerii, tot, veneau oamenii în vizită, se vizitau acasă, se ospătau și după care mergeau la joc și era foarte frumos. Eu m-am gândit că ar fi interesantă redeschiderea acestor cu impulsul direct al primăriei, redeschiderea acestor obiceiuri, plus că avem cele trei sate de pădureni care cu ani în urmă ne-au reprezentat cu mândrie în diferitele competiții de folclor, cu ansamblu care era acolo. Dar mai aveți ansamblu de folclor acum?
Nu mai este. Mai sunt câțiva dansatori. M-am gândit că ar fi foarte interesant să vedem dacă se mai pot coagula niște tineri și să se reînființeze acel ansamblu cu costumele lor foarte frumoase și alte, deci, alte obiceiuri care... V-ați dori revigorarea tradițiilor, ca să spun bineînțeles, așa. Bineînțeles. Păstrarea lor într-un anume fel. Două puncte mai aveți dumneavoastră aici pe pliantul ăsta, cel puțin asta le văd eu acum și noi mai avem vreo două minute maxim. Da. Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală și transparență în luarea de către edile a deciziilor care privesc comunitatea. Da, la asistența medicală se poate înființa un cabinet stomatologic, există spațiu, ar fi, zic eu, de bun augur să se înființeze un cabinet stomatologic, iar partea cealaltă cu medicul de familie, dacă dorește, s-ar putea pune la dispoziție niște spații și în alte sate ca să nu se mai deplaseze oamenii în vârstă până la Peștișul Mic. Asta trebuie dotat. Da, aia trebuie dotare și de comun acord cu medicul de familie. Dar, cu medicul stomatolog mai mult, dacă vreți. Și cu medicul stomatolog, așa. Dar acolo este spațiu. La Peștișa este spațiu pentru un medic stomatolog care ar dori să vină. Nu e amenajat, trebuie amenajat. Am înțeles. Nu. Și asta cu transparența, pe final? Publicul, cetățenii comunei trebuie să știe în permanență măsurile pe care le ia comuna, proiectele pe care le are, realizările și așa mai departe. Deci cam tot ce se face acolo trebuie adus la cunoștința publicului. Am înțeles. Ce le transmiteți ca mesaj electoral celor din comuna dumneavoastră care se uită în acest moment? Dragi cetățeni ai comunei Peștișul Mic, m-am angajat în această competiție fiind convins că nu este ușor. Fiind convins că după câștigarea alegerilor, oricare ar fi, va avea foarte mult de muncă, dar m-am angajat cu convingere că trebuie făcut ceva pentru comuna noastră. M-am angajat cu convingerea că lucrurile nu mai pot trena ca și până acum. Trebuie să demarăm, să aducem și noi comuna în secolul în care ne aflăm. Eu vă doresc să vă dea Dumnezeu minte bună la toți și să ajungă la primăria Peștișul Mic un om care să facă ceva pentru această comună. Stimați telespectatori, Ilia Cornalovidu, candidat pro-România la funcția de primar al comunei Peștișul Mic, a fost invitat în această emisiune de promovare electorală. Vă mulțumim, domnule Ilia Cornalovidu. Și eu vă mulțumesc. Prezență. Vă doresc succes în campania electorală, mulțumesc, și la alegeri. Sunt Adrian Simeon, sunteți cu Capital TV, televiziunea pe bună. Rămâneți cu noi, numai bine!